Pace, vreau să vă binecuvântez în numele Domnului și mă bucur că sunt din nou în mijlocul dumneavoastră. Vreau să vă spun că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu vrenic care să primească lauda, cinstea, onoarea și vreau să vă încurajez să, atunci când veniți înaintea lui Dumnezeu, Biblia zice că atunci când vine înaintea lui, să nu vii cu mâna goală. Și tot timpul când veniți înaintea lui Dumnezeu, vreau să vă puneți, să vă vărsați inima înaintea lui, să vă vărsați durerea voastră, orice lucru ce aveți, puneți-l înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este gata să răspundă. Dumnezeu este gata să răspundă la orice nevoie, la orice situație. Și înainte să aduc cuvântul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, aș vrea să citesc cuvântul profetic. Dumnezeu mi-a dat un cuvânt profetic pentru anul 2020. Și l-am întrebat fratele dacă pot să-l aduc și mi-a dat voie să-l aduc. Și Dumnezeu mi-a dat numele la cuvântul ăsta anul restaurării. Anul 2020 este anul restaurării în care Dumnezeu va restaura tot ceea ce diavolul ți-a furat. Tot ceea ce diavolul ți-a furat, Dumnezeu îți va da înapoi. Pentru că este scris în cuvântul lui. Și aș vrea să citesc, este pe baza cuvântului din Ioel. Și zice așa... Este vremea să te ridici, poporul meu, că și te chem la intimitate cu mine, zice Domnul. Restaurare, plinătate, putere, ungere. Eu, Domnul, aduc restaurare în fiecare domeniu din viața ta și voi împlini tot ceea ce ți-am promis. Dar știu că și diavolul te-a jefuit și a furat de la tine. Dar eu îți dau înapoi și tot ceea ce ți-a furat, eu îți dau înapoi. Eu îți dau ani mâncați de lăcustă, căci eu sunt un Dumnezeu care te iubesc. Pocăiește-te și smerește-te înaintea mea ca să mă îndur de tine. Și aș vrea să citesc din Ioel. Ioel, capitolul 2, de la versetul 18 la versetul 29, care zice așa. Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat pentru poporul său. Domnul a spus și a zis poporul său, iată vă trimit grâul, mustul și un delemnul proaspăt, ca să vă săturați de ele și nu vă vom mai ocărâ între neamuri. Vă voi îndepărta de la voi pe vrășmașul de la miază noapte. Îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu. Și voi împinge partea dinaintea oștirii lui, înaintea de răsărit și coada oștirii în mare de apus. Iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s-a crezut grozav. Nu te teme, pământule, și bucură-te! Veselește-te căci Domnul face aceste lucruri mari. Nu vă temeți fiare de pe câmp, căci slazurile pustii iarăși vor înverzi. Pomii își vor da roadele, smochinul și vița îți vor da roadele lor. Și voi copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară. Ariile se vor umple de grâu și vor geme tocitoarele și teascurile de must. Și de unde lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-a mâncat lăcusta Arbeh, Ieleh, Hasil și Gazam. Oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeul vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Și veți ști că eu sunt în mijlocul Israel, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul în afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Și îmi place versetul care zice la sfârșit. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci. Bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vetenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în acele zile. Amin. Acest cuvânt l-am primit chiar pe 31 decembrie, Dumnezeu mi l-a dat. Stăteam înaintea lui și mă rugam și Domnul mi-a zis să scriu. Ia pixul și scrie. De multe ori când Dumnezeu îmi vorbește, Dumnezeu îmi zice, ia pixul lângă tine. Și îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat acest cuvânt și aș vrea să vă încurajez să știți că Dumnezeu vrea să restaureze viața voastră, indiferent ce ai făcut până acum, nu contează. Dumnezeu, indiferent cum te-a jefuit diavolul, Dumnezeu va aduce restaurare. Și tot ceea ce cel rău ți-a luat, El îți va da înapoi. Și Dumnezeu te va binecuvânta și te va ridica.
ca să vezi puterea Lui, ca să vezi slava Lui, pentru că ce avem un Dumnezeu minunat. Și anul acesta este un an al curgerii, în care puterea lui Dumnezeu va veni și se va revărsa peste națiuni și peste pământ. Amin. Acesta este cuvântul care Domnul mi l-a dat. Și aș vrea să deschidem Biblia la 1 Petru, de la capitolul 1, de la versetul 13 la 16. Cuvântul care Dumnezeu mi l-a dat pentru dimineața aceasta se numește consacrare. Aș vrea să vorbesc despre consacrare și punere deoparte înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc din 1 Petru, de la capitolul 13. Și interesant că nu știam ce fratele Ilie va predica, dar Dumnezeu așa face El și leagă lucrurile. Și de la capitolul 1, versetul 13, zice așa: de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Și aș vrea să revin din nou la titlul cuvântului care Dumnezeu mi l-a dat. Consacrare. Dumnezeu ne cheamă să ne consacrăm în această dimineață și în acest an. Să ne punem deoparte. Și citesc o definiție a consacrării. Consacrarea este un act voluntar de separare și punere deoparte pentru Dumnezeu. Vreau să mai citesc încă o dată. Consacrarea este un act voluntar de separare și punere deoparte pentru Dumnezeu. Când ești consacrat, tu îl servești pe Dumnezeu. Dacă nu te consacri lui Dumnezeu, te vei consacra la altceva. Ori lucrului și vei face exces de asta, ori alte lucruri care, alte pasiuni, și e ok să avem pasiuni, să alergi, să faci sport, dar cel mai important este să ne consacrăm viața lui Dumnezeu. Pentru că atunci când te consacri lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântează viața ta. Atunci când te pui deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu onorează viața ta și Dumnezeu nu te va lăsa. Și vreau ca în această dimineață să te gândești înaintea lui Dumnezeu. Ce lucru trebuie să consacri din viața ta? Uneori trebuie să ne consacrăm inima noastră, ochii noștri, pentru că de cele mai multe ori diavolul ne bombardează mintea noastră, ochii noștri, și atunci vine la inimă. Și de la inimă ajungi să păcătuiești. Consacrarea și punerea deoparte te ajută să vezi și să auzi spiritual. Vreau să mai citesc încă o dată. Consacrarea și punerea deoparte pentru Dumnezeu te ajută să auzi și să vezi spiritual. Când te consacri lui Dumnezeu, toate darurile și abilitățile tale sunt folosite de El. Aleluia! Când te consacri lui Dumnezeu, toate darurile tale și abilitățile tale sunt folosite de El. Există un proces al consacrării. Te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, trebuie să mor față de tine, față de dorințele tale, pentru că trebuie să pui dorințele Lui mai presus de dorințele tale. Și dorința lui Dumnezeu mai presus de dorința ta. Că de multe ori noi vrem să facem anumite lucruri, dar Dumnezeu nu vrea lucrurile. Dumnezeu vrea să ne apropiem de El. Pentru că atunci când te apropii de El, poți să auzi, poți să cunoști voia lui Dumnezeu. Pentru că zice Biblia că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Asta este voia lui Dumnezeu. Și atunci când te pui deoparte și te consacri lui Dumnezeu, poți să auzi, poți să vezi. Pentru că Dumnezeu îți vorbește. Zice Biblia că Duhul Sfânt ne dă îndemnuri în inima noastră. Duhul Sfânt ne dă îndemnuri în inima noastră. Poți să auzi cu urechile tale fizice, spirituale. Dumnezeu poate să-ți vorbească prin cuvântul Lui. Și știm foarte bine că Dumnezeu ne vorbește prin multe feluri. Eram odată și Dumnezeu mie mi-a vorbit printr-o piatră. Printr-o simplă piatră. Și Dumnezeu mi-a zis așa.
Era o bordură pe margine și era desprinsă de celelalte pietre. Și Dumnezeu mi-a zis așa, vezi tu bordura aia? Pentru faptul că n-a fost împreună cu celelalte pietre. Când a venit greutatea, s-a frânt. Și Dumnezeu mi-a zis așa, te chem să te apropii, să fii legat de mine, strâns de mine. Pentru că atunci când vin greutățile vieții, când vin situațiile, tu vei rămâne tare. Și vreau să vă încurajez să vă apropiați de Dumnezeu în această dimineață. Vreau să vă încurajez să vă consacrați viața lui Dumnezeu, să vă puneți deoparte pentru El, pentru că Dumnezeu vrea să facă lucruri noi, vrea să facă lucruri minunate. Amin. Trebuie să stai ferm pentru Dumnezeu, chiar și atunci când oamenii te critică și spun lucruri neadevărate. Mai citesc încă o dată. Când te consacri, vreau să vă spun un lucru. Căci diavolul va găsi tot felul de lucruri ca să te scoată, ca tu să nu te mai consacri Dumnezeu. Va trimite oameni la tine, va trimite situații, vor veni probleme, dar vreau să știu un lucru. Dumnezeu este de partea ta. El nu te va lăsa, El a promis că eu sunt cu tine, n-am să te las și nu te voi părăsi. Dumnezeu te va separa. E interesant, când tu alegi să te consacri lui Dumnezeu, Dumnezeu te ajută să te consacri. Și zice așa, Dumnezeu te va separa de oameni, de locuri în care mergi și de anumite relații care le ai. Sunt relații în viețile noastre care nu sunt bune, care te îndeamnă către păcat, care nu te îndeamnă către neprihănire. Și Dumnezeu vrea să taie lucrurile alea. Dumnezeu vrea să aducă separare. Pentru că atunci când te consacri și vii înaintea Lui și te pui deoparte pentru El, Dumnezeu vrea o separare totală, separare cu anumiți oameni, separare cu viața ta care o trăiai până acum și Dumnezeu vrea să ne apropiem de El, vrea să ne apropiem de El într-un mod nou, pentru că separarea înseamnă rupere totală de orice lucru vechi, de orice lucru care ne depărtează de Dumnezeu. Dumnezeu te va separa de atmosfera din locul în care mergi. Pentru că sunt anumite locuri care noi ca oameni le frecventăm și dacă atmosfera în locul respectiv este o atmosferă care este întinată, te va întina și pe tine. Și de cele mai multe ori trebuie să avem grijă unde mergem sau ce auzim. Pentru că sunt oameni care vorbesc numai negativ în jurul lor. Și atunci dacă stai lângă oamenii ăștia, vei începe să vorbești și tu ca ei. Nu vei începe să vorbești ca Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă să ne separăm în această dimineață de oameni, de locuri în care mergem și de situații. Pentru că când te consacri lui Dumnezeu, te consacri total, nu pe jumătate. Dumnezeu zice că este un Dumnezeu sfânt și gelos. Și El vrea să fim cu totul al Lui, nu cu jumătate de măsură. Nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu doar cu inima și mintea să fie departe. Dumnezeu zice, dă-mi inima ta, dă-mi mintea ta, dă-mi sufletul tău, dă-mi trupul tău, tot ce ai, tot ce ești, dă-mi mie. Și eu voi folosi pentru slava mea și pentru puterea mea. Amin. Aș vrea să deschidem Biblia în Iacov 4:4. Și zice așa, suflete prea curvar. Nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa zice Biblia, când ești prieten cu lumea și lucrurile lumii, nu poți să fii prieten și cu Dumnezeu. Ori ești cu lumea, ori ești cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îți cere și îmi cere în această dimineață să separ orice lucru lumesc din viața mea, orice lucru care mă desparte de Dumnezeu, orice lucru care mă îndeamnă la păcat. Dumnezeu îmi cere în această dimineață să mă separ de lucrurile alea, ca să pot să fiu consacrat. Ca să pot să fiu consacrat pentru Dumnezeu. Și înainte să continui, aș vrea să mai zic un lucru. Și aș vrea să vă rog să repetați după mine. Eu sunt consacrat pentru un scop și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Eu sunt consacrat pentru un scop și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aleluia! Vom ajunge și la și la pasajul ăsta și o să am verset pentru lucrul ăsta. Și o să vedeți ce bun este Dumnezeu. El ne-a pus deoparte. Dumnezeu ne-a ales și ne-a pus ca noi să fim consacrați și separați pentru
pentru el. Toți prietenii care te îndreamnă să păcătuiești, separă-te de ei. Dumnezeu își cere să nu mai fii prieten cu ei. Dumnezeu își cere să stai deoparte de orice necurăție, de orice lucru care te oprește să auzi vocea lui Dumnezeu. Orice lucru din viața ta și din casa ta care te separă de Dumnezeu, scoate-l afară. Aș vrea să mai repet încă o dată. Orice lucru care te separă, orice lucru din casa ta și din viața ta, scoate-l afară. Nu mai lăsa lucrul ăla. Pentru că pentru tine și pentru mine nu mă ajută. Denaturează imaginea lui Dumnezeu. Orice lucru, indiferent care ar fi. Poate e televizorul. Pentru unii poate e televizorul. Pentru unii e bârfa. Pentru unii, nu știu. Fiecare, cred că știm în dreptul nostru care sunt lucrurile care ne pune un zid între noi și Dumnezeu. Și aș vrea să citesc câteva lucruri care eu le-am notat. Și bineînțeles că sunt mult mai multe. Necurăția e un lucru care ne separă de Dumnezeu și ne ține departe de Dumnezeu și nu putem să auzim vocea lui Dumnezeu. Mânia este un alt lucru. Ura, răzbunarea, minciuna, pornografia, orice lucru care te ține legat. Lasă-l să plece de la tine. Roagă-te lui Dumnezeu să te elibereze și să mă elibereze. Biblia spune că oricine se sfințește va fi un vas folositor. Și aș vrea să deschidem Biblia la 2 Timotei 2 cu 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Vreau să te întreb în această dimineață, pentru ce întrebuințare vrei să fii? De cinste sau de ocară? Pentru că Dumnezeu ne pune, zice Biblia, că ne pune binele și rău în față. Vrei să fii folosit de Dumnezeu sau vrei să fii folosit de diavolul? Și versetul 21 zice așa, deci dacă cineva se curățește, de aceasta va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destornic pentru orice lucrare bună. Deci dacă cineva se curățește, acesta va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destornic pentru orice lucrare bună. Amin. Atunci când ne sfințim și ne curățim și ne punem deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne folosește. Dumnezeu ne folosește pentru lucrarea Lui. Dumnezeu deschide cerul peste noi. Dumnezeu trimite oameni, trimite relații, trimite situații în viața ta în care Dumnezeu îți vorbește. Și Dumnezeu deschide uși. Și aș vrea să vă încurajez ca în această dimineață să alegeți să vă puneți deoparte pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Biblia zice că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu care este gata, cum a predicat și fratele Ilie. Noi suntem iertați odată pentru totdeauna. Jertfa lui Hristos a fost făcută odată pentru totdeauna. Suntem curățiți și sfințiți odată pentru totdeauna și nimic nu mai poate să ne oprească. Și diavolul de multe ori vine cu anumite gânduri, dar tu nu ești bun, dar tu nu ești bun. Dar uite ce ai făcut, dar Dumnezeu spune... Eu am uitat tot. Tot ceea ce tu ai făcut, eu am uitat. Le-am șters cu buretele și vreau să te încurajez ca în această dimineață, dacă sunt lucruri în viața ta și care te opresc să te consacri total lui Dumnezeu, vreau să vii înaintea Lui, pentru că Dumnezeu vrea să te elibereze de lucrurile alea. Dumnezeu vrea să te elibereze, să te curețe, ca să fii total pentru El, să fii ferm pentru Dumnezeu. Eu sunt consacrat pentru un scop. Dumnezeu are un scop și o chemare pentru viața mea. Și aș vrea să deschidem Biblia în Efeseni, capitolul 2, cu 10. Mai citesc încă o dată. Eu sunt consacrat pentru un scop și pentru o lucrare. Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10, zice așa.
căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Amin. Vreau să spun că tu ești și eu sunt pus deoparte pentru Dumnezeu. Sunt consacrat pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu a pregătit faptele în care noi să umblăm. Dar noi trebuie să alegem să fim radicali pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de El. Ne cheamă să venim la El așa cum suntem. Dumnezeu te cheamă să te consacri pentru El. Când te pui deoparte, când te consacri lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce pasiune în viața ta pentru El și pentru slujire. Când te consacri lui Dumnezeu, Dumnezeu schimbă ceva în viața ta. Pentru faptul că ai ales să te pui deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu ia aminte, Dumnezeu notează lucrul acela. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu bun, Dumnezeu este drept. Și atunci când tu vrei să te pui pentru El, Dumnezeu onorează lucrul acesta. Și faptul că tu te consacri, familia ta va fi binecuvântată, copiii tăi vor fi binecuvântați și chiar tot neamul tău va fi binecuvântat. Pentru că tu te pui deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu onorează lucrul acesta. Și vreau să te încurajez ca în această dimineață să consacri viața ta. Și dacă sunt lucruri care nu sunt bune, Dumnezeu te iartă. Dumnezeu este gata să te ierte. Să te curățească, cum zice Biblia. Să spele tot ce a fost. Tot ce a fost murdar, Dumnezeu spală. Și vreau să mai spun câteva lucruri. Beneficiile consacrării. Atunci când te consacri, Dumnezeu trimite ungere peste viața ta. Atunci când te consacri, Dumnezeu aduce schimbare și transformare peste viața ta. Când te consacri și te pui deoparte pentru El, Dumnezeu îți dă direcție. Cine n-are nevoie de direcție din partea lui Dumnezeu și viziune? Cred că toți avem nevoie. Atunci când te pui deoparte pentru El, Dumnezeu îți dă viziune. Dumnezeu îți dă direcție. Pentru că nu putem să mergem așa ca orbi. Trebuie să avem o viziune și o direcție. Și atunci când te pui deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu îți dă viziune. Aș vrea să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă simți nevoia să te ridici în picioare, poți să o faci. Dacă nu, poți să stai pe scaun. Și fiecare să zice inima lui. Și dacă sunt lucruri care te desparte și mă desparte de Dumnezeu, vreau să le aducem la crucea Lui. Căci Dumnezeu este gata. Este gata să ne curățească, să ne ierte, să ne elibereze. Consacrarea, eu vreau să mai citesc încă o dată. Consacrarea este un act voluntar de separare și punere deoparte pentru Dumnezeu. Adică tu ca și om alegi să te separi și să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Și aș vrea să fac o rugăciune. Doamne Tată, vreau să-ți mulțumesc pentru această zi, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc pentru bunătatea ta. Tată, vreau să mă rog pentru fiecare persoană în parte, Dumnezeule, care a auzit cuvântul tău și, Doamne, care vrea să se pună deoparte pentru tine, pentru lucrarea ta, Doamne. Tată, mă rog ca tu să cercetezi inimile lor. Mă rog să le dai putere, Dumnezeule. Și dacă sunt lucruri, Dumnezeule, în inimile lor, Doamne, care îi oprezi, Doamne, mă rog ca tu să le dai la o parte, Doamne. Tată, mă rog să deschizi ochii inimii noastre, ochii minții noastre, urechile noastre, să auzim vocea ta, Doamne. Căci avem nevoie de tine, Doamne. Te binecuvântez pe tine și îți mulțumesc pentru tot. Amin.